Bună ziua, stimați invitatori, bună ziua, dragi participanți. Mulțumim partenerului pentru realizarea acestui eveniment, Sărbătorul Scrierii și Cerului România. De asemenea, vă mulțumesc vouă expozanților, care a spus numărul pentru a patra ediție la Vines, cursa Vinului Macro 2016, astfel încât împreună să dezvoltăm această piață în plină ascensiune în România. Sunt peste 300 de producători de vinuri românești și iată că astăzi măcar în procent de 5% de iarnă pentru noi. Sperăm ca operatorii economici, cei care activează în zona hoteluri, restaurante și turism, să beneficieze de prezența producătorilor la acest eveniment. De asemenea, ne face deosebită plăcere să invităm rotăoanii și pe ceilalți vizitatori din județele limitrofe pentru a beneficia de o șansă unică de a degusta vinuri alese, de a degusta produse culinare sub directa îndrumare a maestrilor proprietari și, în ultimul rând, de a participa alături de sommelierii Sergiu Nedelea și Mihai Romanulache la câteva prezentări pe parcursul celor 3 zile ale expoziției, prezentări interesante, prezentări de vinuri, masterclass-uri și multe alte lucruri profesionale pentru acest domeniu. Vă doresc 3 zile fructuoase și declar deschise aceste evenimente în cadrul expoziției din această cursă a vinului. Acum avem pentru domnul Mihai Manolache, specialist vie și vin, pentru a vă adresa câteva cuvinte. Bună ziua! Bine v-am găsit, în același timp, bine ați venit la acest eveniment. Aș vrea și eu personal să mulțumesc, în primul rând, domnului Corneliu Bicău pentru invitație. Mulțumesc în același timp și invitațiilor, expozanților și partenerilor acestui eveniment. Sper ca aceste 3 zile să mă ridic la nivelul așteptărilor cu cele 3 evenimente pe care le prezentam în cadrul celor 3 masterclass-uri, susținute astăzi, mâine și poimâine, unde vă aștept cu drag și vă stau la dispoziție cu întrebările pe care doriți să mi le adresați. Vă mulțumesc! Mulțumim! Totodată ne mulțumim și expozanților care s-au alăturat. Avenești Puși, Amicis, Axa de Dumitru Suceava, Casa Mărbunut, Bisuit, Casa de Vinuri Cotmar Iași, Casa de Vinuri Ingex, Crama Rătești, Crama Tămar, Cramele Cricova, Dapa Ponești, Domeniul Sâmbulești, Domeniul Plădoi, Domeniul Burcilor, Progitis, Import-Export, Importator și Antropatelii, Mere Propana, Ocanionel, Pan Petru, produse tradiționale, produse în domenești, portator Chateau Martelli, Chateau Conjunșna, Barța Arată, Garmin Collection, România Hipermarché, Cora Macăului, vinul din import, Sece Acrotin, Proțele, preparate din carne, Servus, Cheșul Fierii România, partenerul principal al acestui eveniment, încătă posturile cu cramele Leca și Grand Appetit, două cupaje, alb și roșu, atenție menționată de marele sommelier Sergiu Nedelea, pentru rețeaua Servus Mișinieri România. De asemenea, vă putem recomanda selecția Servus de vinuri deosebite de la cele mai renumite cramele. Silișteanu Gabriel, Duceții Mamei și Stoian Fruion. Dorim să mulțumim încă o dată partenerului principal al acestui eveniment, Servus Mișinieri România. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumim partenerilor media, Deșteptarea, Tătăinul Bacău, exclusiv TV. Doresc să vă anunț programul până la finalul acestei zile, dar și pentru următoarele două. Astăzi, programul de vizitare se încheie la ora 18. Până la ora 14, puteți admira demonstrațiile culinare ale șef Cătălin Dumitruț de la Condor Resort Dulce și Neamț, bucătăria specială, amenajată de către partenerul principal.
principală a acestui eveniment Serbia și Chile România. Începând cu ora 15, are loc prezentarea filmului de Horeca și Ipei, susținută de domnul Sergiu Nedelean. De la ora 17, domnul Mihail Marulache vă invită să participați la prezentarea, clasificarea și servirea filmurilor. Sâmbătă, programul de vizitare se desfășoară între ora 10 și 18. În intervalul ora 12:15 vor avea loc demonstrațiile culinare susținute de șeful Mătrânțului de la restaurantul Eroacă. La ora 13 va avea loc prezentarea influența butoaielor de stejar asupra maturării filmurilor susținută de domnul Mihail Marulache. Duminică puteți vizita expoziția începând cu ora 10 până la ora 14. În intervalul ora 11:13 vor avea loc demonstrațiile culinare susținute de Sfântul Panaghi, bucătar de rădăna la Palavacă. Începând cu ora 12, domnul Mihail Marulache vă invită la prezentarea producerea și clasificarea spumantelor, prezentare susținută de Cramului Fricova și Lenus Căterul Mon și Caix Bacău S.A. Vă mulțumim și acum îl invit pe domnul Solinier Sergiu Nedelea să vă adreseze câteva cuvinte. Da, mulțumesc, eu mulțumesc și eu. Ce să zic, sunt mai mult decât bucuros, este dacă nu așa la doua oară când vin la cadrul acestui complex expoziționat și mă gândesc că vin întotdeauna cu această spune despre vin, că este într-adevăr o ființă de chidărie, este care venit de acum din zona agricolă despre echitate până la urmă care se numește vie. Îl privim ca un aliment și îl concep în tratare și în ultimul rând ca și suport de cultură. E bine, pentru a înțelege vinul propriu zis, trebuie să avem, cum place mie, să zic, o relație personală cu acesta și unde poți să ai o relație personală cu vinul decât dacă nu te întâlnești în cadrul unui eveniment, cum este acesta, o să vină o evinezi organizată aici la Bacău. Până azi am astfel clas, o să putem pune povestea cu vinurile de Ritei și cu vinurile de Horeca, sunt multe lucruri interesante și mai ales vă sfătuiesc să nu vă sfii să degustați vinurile, pentru că acesta este scopul, în primul rând, al acestei adunări, să ne prietenim cu vinul, să ne înțelegem mai bine și de ce nu, în cel din urmă să-l și achiziționăm. Mulțumesc și să fie bine! Vă mulțumim! Acum vă invităm la un pahar de spumantă pe care de prima logis. Poftă bună! Thank you.
Să că copii mai în Italia sunt niște structuri alte, tradițional s-a numit greu. E o vorbă așa din popor, toamna se numără bobocii, dar se face și vinul. E bine, încă vinul s-a făcut, suntem într-adevăr în luna decembrie, la începutul lunii decembrie, când vinul deja s-a așezat, s-a îmbuteliat și vorbim de ultima recoltă. Bineînțeles, cele anterioare sunt de mult păstrate, scoase din butoaie de la învechire și îmbuteliate pentru bucuria noastră a tuturor. Această minunată organizare, îmi place mie să zic bine-s, pentru că vorbim de partea de est a României, aici la Bacău. M-am întâlnit mai mulți producători, chiar în spatele meu este unul dintre cei mai importanți producători de zonal de aici. Am văzut și de foarte de departe, de la Cramarătești, undeva în nord-vestul țării. Am văzut Averești, un alt reprezentant al Moldovei și nu numai, foarte mulți producători care au răspuns pozitiv la chemarea aceasta de la Vinesc. Vinurile de anul ăsta, cel puțin cele pe care le-am degustat, eu îmi place să cred și sper că vor avea o evoluție frumoasă. Vinuri care au început, repet, să se așeze și să promită. Anul a fost, mă rog, un an bun, cel puțin specialiștii așa au spus că a fost un an bun. Ploile la timp, zahărul cumulat exact cât trebuia. Bine, asta nu s-a întâmplat în toate zonele din România, alții au avut și probleme. Noi vorbim întotdeauna de an favorabil, an defavorabil și ne punem mereu firească întrebare ce înseamnă acest lucru. E bine, dacă a plouat când nu trebuie, dacă n-a fost soare când trebuie, dacă nu s-a acumulat destul zahăr în strugure, dacă strugurii s-au mânat, dacă strugurii au fost mucegăiți, au necesitat lucrări mai multe și atunci anul într-un fel sau altul devine defavorabil pentru că vinul, strugurii nu mai au aceeași calitate ca într-un an favorabil când lucrurile sunt în firescul lor. Despre vinuri sunt multe de spus, de la povești până la ultimul pahar, ultimul taste, mai bine zis, în degustarea vinului când îl trecem în revistă. O să mai vorbim și la masterclass-urile organizate aici în cadrul expoziției și bineînțeles vom degusta vinuri pentru că este scopul principal, spuneam și în deschidere, pentru a înțelege vinul trebuie să ai o relație personală cu el. Este o entitate care are nevoie de atenție, îl percepem într-adevăr ca un aliment și așa este firesc, un aliment care trebuie într-adevăr consumat cu moderație, cu bună știință și mai ales în concordanță cu regulile gastronomice. Domnule Gândelea, încă o întrebare totuși. Între vin și consumator există un intermediar, somelierul? Rolul lui? Da, vă mulțumesc că ați ridicat așa somelierul la acest nivel. Da, este bine să existe un... Mereu se spune, vinul are nevoie de poveste și până la urmă cine povestește vinul dacă nu un somelier? Este într-adevăr un intermediar. Bine, sunt mai mulți intermediari în acest eșafodaj logic până la urmă de la vie până în paharul clientului, dar și somelierul este unul dintre factorii importanți pentru că până la urmă el vine cu povestea aia preluată de acolo, de la producător, o transpune, o explică până la urmă clientului și așează vinul în logica acestei degustări gastronomice. Repet, vinul stă cel mai bine lângă mâncare. Sunt vinuri pe care le bei și în sine, asta este altă poveste, le bei de sete, cum spune românul, dar cel mai bine este să le avem împreună preparatele culinare. Haideți să vedem acum un vin local. Haideți să vedem. Nostru, al domeniile Burcilor. Da? Domeniile Burcilor. Proprietar. Domnule Burcă, domeniul Burcilor s-a impus în ultimii ani. Unde a ajuns? Încet, domeniul Burcilor, pătrunde piața din România. Mai greu, pentru că suntem în facere. Da, ca orice început, așa e mai greu. Sperăm să fie mai bine.
An de an ați venit aici, văd, deja cunosc rafturile de acolo. An de an, dar ce mai aveți în ele? Ce noutăți aveți? Anul ăsta am venit cu un vin nou de anul ăsta, din 2016, un Sauvignon 2016. Un vin sec, producție foarte bună, un vin cu indicații geografice. Chiar scrie nou pe el. Scrie nou pe sticlă. E nou și la propriu. E nou și la propriu și la figurate. Foarte bun. Ce vin îmi recomandați pentru o nuntă de la dumneavoastră? Pentru o nuntă de la mine, având în vedere că consumatorul la o nuntă nu numai cunoscător, recomand un vin demisec, fetească regal, un Sauvignon demisec. Sigur că da. Și l-aveți aici, ăsta este vinul pe care, aici. Recomandați, am, evident. Da. Punem, ce punem alături de un asemenea vin? Pe la Traian, pe acolo, alb, da. De regulă merge la orice masă. Este un vin îngăduitor la toate. Îngăduitor la orice alb. La orice alb. Deci tocmai bun pentru, ziceam eu, o nuntă sau o petrecere este foarte mai bun mare. Pentru petrecere. Da. V-aș îndrăzni să vă întreb așa de un vin, un doi, mai romantic, mai aveți? Mai romantic, am un roșu, cupaj, din fetească neagră, merlot și un pic de băgească, din 2014. De unde vin aceste vinuri? Din? Vinurile albe vin din Podgoria noastră, care se află la Traian, iar vinurile roșii sunt de la o altă Podgorie, de la un prieten de-al meu, care are o subiectare, de la Maca. Pe care le procesați, procesați la Traian? Da. În fabrica pe care o aveți acum. Exact. Da. Da. Astea sunt domeniile Burcilor 2016. 2016. Baftă multă să auzim de bine la data. Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră și tuturor consumatorilor. Mulțumim și noi. Da, bine. Îi dai așa și îi dai pe preț. Bun. Așadar, suntem la a patra ediție a Vinest Bursa Vinului, Bacău 2016, singurul eveniment în ultimii 5-6 ani care are loc pe acest domeniu în Moldova. Ne străduim să dezvoltăm această piață a vinurilor, această cultură a viticulturii și vinificației, astfel încât cu toții să beneficiem de o calitate crescută a vinului atunci când avem un eveniment deosebit în familie sau când vrem să-l consumăm ca și produs zilnic. Nu în ultimul rând ne dorim ca această piață dezvoltată în paralel cu producătorii, dar și cu beneficiarii, să fie mult mai puternică în zona Moldovei și a Bacăului implicit, deoarece credem că mai sunt multe lucruri de făcut, în ciuda unei tradiții pe meleagurile noastre a creșterii viei și a vinificației, a dezvoltării industriei vinificației în general. Cu siguranță că, indiferent de condițiile climaterice, producătorii obțin an de an produsul finit și încearcă să-l vândă, să-l comercializeze la toți cei care au nevoie și noi încercăm să punem umărul la acest lucru, astfel încât să sprijinim prin astfel de evenimente economia în acest domeniu. Ne-am propus ca la această ediție să venim și cu câteva noutăți și astfel avem ca și participant pe domnul Sergiu Nedelea, un somelier cunoscut în România, adus prin contribuția importantă a partenerului nostru principal, dar și pe domnul Mihail Manolache din Cluj, de asemenea somelier, reprezentând organizația Le Mousquetaires du Rhône, care, de asemenea, cu ajutorul nostru, poate oferi atât producătorilor cât și beneficiarilor produselor
pot oferi elemente noi despre vinificație, despre cultura vinului, pot face prezentări de vinuri, degustări și masterclass-uri, subiecte de interes, aș spune, nu numai pentru profesioniști în domeniu, cât și pentru persoanele fizice care sunt vizitatori ai expoziției și care astfel au ocazia în aceste trei zile să-și îmbunătățească cultura pe acest domeniu. Nu în ultimul rând, avem și zilnic avem prezentări culinare cu maestri bucătari renumiți de pe plan local sau din zona Moldovei, care ne vor desfăta cu rețetele dumnealor pe care vor să le prezinte publicului larg și vizitatorilor și expozanților de opotrivă. Vă mulțumim! Cam asta ar fi. Mulțumesc! Pe lângă faptul că sunt invitat ca și somelier la acest târg, sunt de meserie inginer viticultor și întâmplător doar și vinific undeva la o cramă în Transilvania. Vinurile de anul acesta putem să spunem că au o evoluție total diferită de la zonă la zonă. Sunt vinurile din Moldova care, de exemplu, ca această busuiacă de Bocotin, are o evoluție extraordinară. Avem vinurile albe de Transilvania, în special, care la fel au o evoluție frumoasă. În schimb, zona de sud a fost afectată de înghețurile târzii de primăvară, unde se cunoaște, să zic, un pic în partea de calitate și cantitate a vinurilor produse în 2016. În același timp, ca și somelier, încerc să promovez consumul responsabil, în primul rând, de vinuri. Încerc să promovez ca și consumatorul final să vadă jumătatea plină a paharului și nu pe cea goală și, în același timp, atunci când degustă un vin, mai întâi să aprecieze calitățile și abia apoi să îi caute eventualele defecte. Am vorbit fără aer. Mulțumim! Bună ziua, numele meu este Cristian Hatmanu, sunt reprezentantul cramei Averești în zona Moldovei. Crama Averești, o cramă veche și nouă în același timp. De ce spun veche? Pentru că la Averești se cultivă și se face vin de la 1874 pe domeniul boierului Negruții și nouă, pentru că începând din 2000, fostul IAS Averești a devenit proprietate privată, iar prin grija domnului Vluțe Constantin, patronul firmei, am început să replantăm, să refacem viile, să refacem crama și suntem la momentul în care putem să fim bucuroși și să ne bucurăm de soiurile autohtone care există în Podgorea Averești. Și aici vorbim de vârfurile de lance, zghihara de Huș și busuiaca de Bocotin, două soiuri tradiționale autohtone românești care fac deliciu consumatorului nostru. Schihara de Averești e cel mai sec vin din România la momentul acesta, având un rest de zahăr foarte mic, dar la momentul vinificării aciditatea naturală a solului de Averești rotunjește vinul. Avem bucuria să-l servim alături de brânzeturi, pește, pui, iar busuiaca de Bocotin, unul dintre cele mai bune vinuri de desert, o busuiacă de Bocotin tradițională, demi-dulce, care ne va bucura sărbătorile de iarnă. De ce, cât de important este teroarul pentru zghihara de Huș?
este foarte important pentru că zghihara este un soi de sucure foarte greu de vinificat pentru că o culegi când vrea ea. Și atunci obții un vin tânăr, dar foarte zglobiu, iar teroarul din zona respectivă, unul dintre cele mai acide din România, prin aciditatea naturală o rotunjește și îți face plăcere să o bei. Chiar și moldovenii se întreabă de ce zghihara, de unde vine numele, dar ceilalți din țară. Legendele sunt multe. Sunt multe. Una dintre ele spune că atunci când au venit turcii peste Moldova, au băut zghihară și au spus că au o gheară în gât. Și neputând spune gheară, au spus gheară. Altă legendă spune că este un vin de băut de dimineață până noaptea târziu, când poți să zghieri de bucurie fără să te doară cap. La fel de bine este o legendă care spune că prima dată când s-a făcut vin din zghihară, a întrebat cineva: băi, de unde este vinul ăsta atât de bun? A, din tufa aia de unde zghiera Maria. Legende sunt multe, dar zghihara este un vin pe care să-l bei în sănătatea prietenilor fără să-ți afectezi sănătatea. Mulțumim frumos! Degustarium este un magazin de produse tradiționale provenite din zona Gimeș-Făget, limitrofă între Bacău și Harghita. Am venit cu o inițiativă de a aduna mai mulți producători în același loc. Astfel, prezentăm astăzi standul nostru de aici, de la târg, cu o gamă destul de variată, zic eu, de produse, în care putem întâlni cârnați, salam, caș maturat de două tipuri, brânză, caș caval afumat, avem păstrăv afumat, cârnați de păstrăv, care este un lucru inedit în România, este o producătoare care este renumită deja pentru cârnațul respectiv. Apoi avem cremă de brânză, unt, dulceață de ardei iute, avem slănină afumată de la mai mulți producători de asemenea, foietaj de untură, care este tradițional pentru zona noastră, a ceangăilor, cașcaval, iarăși, și alte brânză, și aici avem doar o parte din produsele pe care le adunăm de la producători. Sunt produse tradițional obținute acasă, în gospodărie, sigur, absolut natural. Toate produsele pe care le prezentăm și le promovăm sunt produse din gospodării, de la oameni cu câteva vaci, deci totul este făcut natural, organic, sunt produse organice. Ce specific are magazinul Degustarium? Acolo poate intra omul, poate degusta, se poate convinge, nu? Sigur,
Magazinul este situat la DN12A, deci e o deschidere la un drum național. Este deschis zilnic, oamenii pot degusta, pot testa produsul înainte să-l cumpere. Avem și o nouă modalitate de a aprecia produsele, este vorba despre o cutiuță în care oamenii votează produsul preferat sau îl penalizează pe cel mai puțin plăcut. Ați ajuns și în alte zone cu metoda asta sau da? Încercați? Veți încerca? Pentru început încercăm să creștem odată cu producătorii. Pentru acest lucru am inițiat o vizită la cel mai mare târg de agroalimentar, târgul de la Romexpo, de Indagra, din acest an, unde am participat cu 47 de oameni, cu un autocar am vizitat târgul, pentru ca oamenii să-și poată face idei, să poată învăța, să se poată dezvolta datorită experienței de acest fel. Pe lângă produsele pe care le vedem, aveți și afinat... Da, avem și lichioruri de afine, lichior de cireșe negre, cireșe amare, care este un leac, cum ar veni, este un pic al amărui. Avem lichior de vișine și de asemenea avem pălincă de prune și de vișine, de cireșe, de afine. De numai medicamente. Da, sigur. Evident. Sigur. Mulțumim frumos și mulțumim tare mult. Da. Gabriela Siriștanu, sunt din Hemeiuș, sunt învățătoare, avem motivație din partea învățământului să muncim. Ne e dragă munca și, în mod special, munca pământului. Avem livadă, grădina de legume și drag de muncă, cum spuneam. În primul rând, sunt dulcețurile pe care le fac cu drag, zacuscă și siropul. Siropurile sunt făcute din fructele pe care le folosesc și la dulcețuri. Ideea e că sunt niște combinații interesante, folosesc foarte mult scorțișoară, folosesc dale, mentă în combinație cu cireșe, caise cu migdale, prune decojite cu scorțișoară, celebrele dulcețuri de ardei iute, ardei iute simplu, ardei iute cu vișine, ardei iute cu pădăgele verzi. Ceapă roșie caramelizată. Astea două, ardei iute și ceapa roșie caramelizată, sunt dulcețuri regale. Îmi place tare mult să le prezint pentru că înnobilează tare bine orice mâncare. Noi românii suntem niște gurmanți, ne plac tare mult provocările și mai ales când este în meniu ceva nou, în mod special iute, dulce, acru, merge perfect la orice mâncare. Dulcețurile de fructe de pădure, avem mure, zmeură, coacăze, soc în grădină, pe lângă celelalte fructe din care facem dulcețuri. Avem varianta de zacuscă, vinete picantă, zacuscă de ciuperci, de vinete cu ciuperci întregi cu șampinion, zacuscă de ghebe și ghebe cu măsline. Problema e următoarea, că anul acesta am îndrăznit și chiar am reușit să facem dulcețuri fără zahăr. Ce înseamnă dulceață fără zahăr? Fără îndulcitori, fără adaos de chimicale sau de îndulcitori sau orice ar fi care să păstreze cumva și să țină pe o perioadă îndelungată, datorită sterilizării și a unui vas deosebit în care se face dulceața sau mai bine zis în care fac eu dulceț bine, rezistă și am cred că vreo 12-14 dulcețuri de zmeură cu scorțișoară, zmeură cu vanilie, e vorba de păstaia de vanilie pe care o folosesc. Nu folosesc coloranți, conservanți și esențe din comerț, încerc să merg doar pe cele naturale. Problema e că avem prune decojite cu scorțișoară în categoria dulcețurilor fără zahăr, soc, mure, coarne, vișine, cireșe amare, cătină, chiar și siropul fără zahăr. Ne place ceea ce facem, încercăm să fim în continuare mici producători până reușim să dezvoltăm un pic afacerea. Îndrăzim mai mult pentru niște fonduri europene, dar să vedem
cum stau lucrurile în viitor și mai e vorba românului că încercăm să nu ne întindem mai mult decât de plafuna. Acum, dacă produsul este bun, este apreciat, încercăm să mergem tot pe puțin și bun și situația în care reușim să dezvoltăm. Cum vă pot găsi doritorii de acest bunătăți? Doritorii pot accesa Facebook-ul Dulcețica Mamei, care are și un nume deosebit de frumos. Așa îmi spunea mama când eram eu mică și în amintirea mamei cred că dăm din acest nume. Și mulți îmi spun că într-adevăr sunt... Au dreptate, da. Mulțumim. Cu drag și în general pe la târgurile promovate de centrul de afaceri sunt găsită. Mai încerc pe la Auchan. Vă dorim mult succes. Mulțumesc mult și dumneavoastră. Să trăiți ani mulți și bun. Și să mâncați sănătos de mult. Maestru Rusu, ce mă numesc Carol. Sunt de la Sălbost, Bacău, Daimul Carole. Și vă prezint produsele noastre, de mari produse, în centa magazin. Produsele care le avem mai astăzi la expoziție, avem produse autorale. Pieptul condimentat de piperț, jumătatea țărănească și campuri cu porta fumată. Produsele nu sunt injectate, fără euro, și au un termen de valabilitate foarte scurt, maxim 15 zile de produs. Numele meu este Călin Nicolae, sunt managerul de vânzări de la firma Avincis. Avincis de la Drăgășani, sunt 40 de hectare în zona Drăgășanului. De unde vine denumirea de Avincis? Au vine de la Andreea sau Andrei, sfântul nostru protector, care este pica acționarilor noștri. Vin vine de la Vin, iar Cis de la Cristina, Cristinel, Irinel, Stoica, patroana noastră. Per total este Avincis, vinul învingătorului. Cine degustă Avincis este un învingător. Aici avem cea mai modernă sau una dintre cele mai moderne crame din România la acest moment. Aici este restaurantul, în partea aceasta sus sunt camerele pentru hoteliere, pentru acomodări și pentru oaspeți. De jur împrejur, în cele 40 de hectare, suntem sus pe un deal la 400 de metri, de jur împrejur este viță de vie. Viță de vie pentru a obține acest vin de cea mai bună calitate. Ceea ce este în vie se regăsește aici în vin și putem să spunem că avem în cele 40 de hectare avem petească regală, avem crâncoșie care ne reprezintă toată zona, reprezintă zona Drăgășanului. Iarăși un vin reprezentativ pentru zona Drăgășanului este negru de Drăgășan. Aici avem vintage 2013, proaspăt lansat, cu cursul săptămânii trecute, iar aici este nava în premieră la Bacău. Iar în rest, cum bine se știe, în zona Drăgășanului a prins foarte bine Merlot, a prins foarte bine Pinot Noir, iarăși avem un vin premiat, Avincis Rosé, care este un cupaj între acest Cabernet Sauvignon și Merlot. Iar acesta este un vin proaspăt, foarte bine crocant, foarte bine integrat și cu toate caracteristicile pentru un vin rosé de calitate, de mare calitate. Avem aici la prezentarea noastră la Bacău, am venit cu toate vinurile noastre proaspete și mă refer aici la cuvee Petit 2014, se numește Petit Mic, pentru că tata domnului și doamnei Stoica, Andreea, este măritată cu domnul Micu,
pregătit și s-a dat denumirea. Bogoian Brăiț vine de la nepotul doamnei și domnului Stoica, care s-a născut în 2011. Noi în 2011 am început business-ul și de aici vine această asociere între UV Andrei și acest nepot. În rest, este voie bună și toată lumea se simte bine și doresc să închin pentru noastră, pentru succesul acestui târg, un pahar de vin. Bună, venim la Bacău și mult succes! Bine. Un succes, vă mulțumim! De ajuns atât asta. I-a pus un ușor, un ușor? Bună seara, numele meu este Cristian Bucea, sunt sommelier la Bacău, sunt proprietar de restaurant. De fapt, sommelieria nu este o profesie, este mai mult o vocație, o fac din pasiune, din dragoste pentru vin și pentru consumator. Am ales să vă vorbesc astăzi fața standului Selbros și spun Selbros pentru că e unul din una din rețelele de magazine care cu grijă au manifestă grijă foarte multă față de raftul de vinuri și de selecția de vinuri, după care întotdeauna o fac alături de specialiștii în materie. Să vă spun câte ceva despre vinurile din acest an și m-aș referi special la vinurile din arealele specifice zonei Moldovei. O zona Moldovei care a fost caracterizată de secetă în această toamnă, spre final până la cules. Secetă care exact până atunci s-a manifestat, iar atunci au început ploile. Are pentru care vinurile de anul ăsta sunt niște vinuri cu un conținut mare de zahăr. Cert este că vor da un conținut mare de un conținut bun de volume de alcool. Niște vinuri pe care eu le-aș caracteriza bune. Sunt și alte zone în țară care nu au beneficiat de climat potrivit în acest an, de o vreme potrivită în acest an, pentru care nu întotdeauna noi somelieri recomandăm ceea ce va ieși în acest an în piață. Spun asta pentru că noi somelierii, sau așa numiți chelneri ai vinului, avem datoria de a informa consumatorul în primul rând și de a ști întotdeauna ceea ce se întâmplă în crama restaurantului, a proprietarului, de a asocia întotdeauna, nu întâmplător suntem împreună, de a asocia întotdeauna vinul cu mâncare. Ăsta este rostul nostru și pentru asta învățăm în permanență, degustăm și la final asociem și recomandăm consumatorii. Vă mulțumim! Seara, mă numesc este Cătălin Dumitruț, proprietar șef la hotel restaurant Condor Resort, Bâlcești. Și pentru astăzi am pregătit o rețetă mușculeț de porc îngălit în jambon cu sos de brânzeturi și legume caramelizate. Acum o să vă prezint preparatul. A fost îngălit în jambon cu
sare, piper, cimbru, după care l-am introdus la cuptor la 180 de grade, timp de 20 de minute. Pe timp, Cătălin îl va monta în factorie, aș putea să vă spun că o asociere foarte bună pentru mușculețul de porc, carne roșie, vin roșu, un vin tânăr, un cupaș de cabernet cu pătească neagră, numai bun pentru o carne, o carne roșie, mușculețul de porc care nu cere neapărat un vin corpolent, un vin greoi ca și manieră de a-l înțelege în ceea ce înseamnă vinul roșu. Prefer un vin tânăr roșu la mușculețul de porc pentru că, așa cum vedeți și în ceea ce montează Cătălin în farfurie, elementul de garnitură ca și legume se bazează în special pe gustul de dulce, ca să spun așa. Mușchilețul de porc este tot o carne cu gust de dulce, de pentru care în gură trebuie să avem un gând roșu, proaspăt, puțin acidulat, pentru a echilibra și a balansa gusturile în gură. Ceea ce este cel mai bun la această asociere este Grand Apetitul, selecție special făcută din vinurile de Regaș de domnul Sergiu Nedelea, doar în magazinele Selfos. Ok, acesta este preparatul nostru, un preparat simplu. Am ales porc pentru că vine Crăciunul, nu? Toată lumea va fi cu porc. Sunt și vinuri roșii prezente. Ordenia, care, mă rog, acum
20 de ani, bineînțeles, pe Luceanii, dar de obicei vinul din Oltenie era cum să înceta să dea coloare puțin în momentul în care nu aveai coloare de alu mare. Moldova este de departe un reprezentant de seamă, dacă ne gândim la partea de nord, zona din jurul Iașului, zona Cluj-ului, Francia și, de ce nu, și zona în care ne aflăm aici în jurul Bacăului. Și Muntenia, prin reprezentanții, în special vorbim aici despre Dealul Mare. Vin cu certitudine îl găsim între aceste paralele ilustrate, 30-50 latitudine nordică, 30-50 latitudine sudică, dar hai să vedem ce este Vin. Mie îmi place să spun că Vin este un dar și am pus acolo o scenă într-un fel sau altul biblică, vedem pe Domnul transformând apa Vin, cred că a făcut o lucru bună, acum nu știu cum s-au întâmplat lucrurile astea. Eu zic că Vin este un dar, dar de multe ori Vin poate deveni o problemă și îmi aducem aminte de faptul al lui Socru, vorbele pe care mi-a spus, spunea că Socrui sunt rare. Dar, cu siguranță, Vin este și o bucurie și să vedem cum aducem această bucurie mai aproape de noi. Concret, este dificil să alegem un vin? Asta, eu zic că este, nu? Destul de greu, ați văzut când mergi într-un magazin și ai acolo 200, 300, 500, 1000 de etichete, deja intimidează. Mergi într-un restaurant, ți se oferă lista acelui restaurant și vezi cel puțin 50, 60, dacă nu 100, poate chiar mai bine de vinuri. Ce să alegi din acea listă sau ce să alegi din acel rand de vinuri? Și clar, este o alegere destul de grea. Vinul confuzează, vinul te face să te simți pierdut. Contează foarte mult de unde vrei să vin acest vin, dacă vrei să fii din România, din lumea nouă sau din lumea consacrată a vinului, vorbesc de Franța, de Italia și bineînțeles toate aceste mici particularități, dar cu foarte mare efect, depind întotdeauna de buget. Hai să alegem vinul. V-am zis eu că este complicat, am ales doar imaginea asta așa să ne confuzeze și mai mult, dar diferența între Coreca și Ritei. Mi-a plăcut să ilustrez într-un mod aparte, vedeți un om în fața unui rad de vin și practic foarte mulți oameni în jurul unei sticle de vin. Cam asta fiind un fel sau altul diferența dintre Ritei și restaurant. Termenul acesta de Ritei, nu știu când a apărut, vorbim de practic de magazinele, nu neapărat specializate de vânzarea vinului, probabil a apărut de mult, de mult așa, pe vremea trocurilor, când se făceau schimburi mult și simplu în natură. Dar termenul de Horeca se pare că a apărut undeva în țările nordice, în perioada Imperii în Norvegia și s-a dezvoltat tot în acea zonă a Transformatorii la Război Mondial. Poate nu întâmplător, norul fiind cumva mai stabilizat, dacă vorbim de Suedia, Norvegia, ca și zone cu Nanda, o zonă care și-a dorit să fie puțin mai luxury, puțin mai diferit și să aibă un produs diferit față de ceea ce găsești uzual într-un magazin. Surprinzător sau nu, dacă facem o mică retrospectivă și a istoriei României, bine foarte apropiate, perioada interbelică, vinul era consumat împotriva băgănii, nu mai gustarea, dacă restul este celebru postoret, programul mai înstăpinit de pe aceste leaguri și povestea de păcălie, unde te duce este o mică gustare, păcălă avea totdeauna o prânză, pune și Dumnezeu, pune și bineînțeles un vin bun la pe mână și abia după trecea în restaurant să începi masa propriu-zisă. Deci lucrurile se întâmplau oarecum diferit. De, astăzi mergem la magazin să alegem un vin, nu așa, pentru acasă. Este destul de dificil să-l alegem pentru că nu avem la îndemână decât un preț, o sticlă care este etichetată, dar nu prea știm ce este înăuntru. Și de aici, practic, bineînțeles, o serie întreagă de probleme. Să nu vă gândiți că este mai ușor în Horeca, pentru că, deși provin din acest domeniu, am trecut prin toate treptele acestea, de la ajutor de ajutor transportat, transportat, cârciumat, după ce mie să zic, până la sommelier. Cam așa, la fel de greu este de fapt și în restaurant, pentru că de multe ori ei confuzează chiar și personalul din restaurant și erau cum pe vremuri. Spuneam, am spătat ce vin aveți, zice, avem vin roșu și un fatlat, deci chiar nu spuneam un fatlat, adică confuzia era de departe destul de mare.
cu o popularitate foarte ridicată în rândul românilor, chiar dacă asociația de la vă spune că pere fratele română, nu vine fratele română, dar de o potrivă. Unul este cert, că nu ne aude nimeni, ne place să vedem, mai ales la peste câteodată așa și mult și multe, dar mie îmi place să cred că ne place să vedem, dar este și de calitate. Concret, din împuteriata o incidență de consum de 33%, în timp ce vinul produs în gospodărie atinge cota de consum de 51%, vedeți sunt niște valori destul de diferite. Este un studiu făcut la nivelul anului 2014, de către un institut de cercetare. Ca și frecvență veche de consum a vinului împuteriat, avem o dată sau mai câteva ori pe lună. Românii consumă vinul împuteriat în special acasă, 94%, de unde ne duce că vinul este achiziționat în mod vin, uite, în magazinele nu neapărat specializate, și la restaurant 57%. Bineînțeles, proporțiile, dacă le adunăm la 100%, vorbim de consumatori care, bineînțeles, consumă și acasă, consumă și în, și în restaurant. Avem preferință către vinul alb, cel mai impresativ și este preferat în majoritatea situațiilor de consum, numai dacă ne gândim, mă rog, pentru evenimentele speciale și sunt un anunț la botez, la șmetrie, până la urmă, baza este formată din vinul alb și de preferință în vin demisectic, se spune, să fie pe gustul tuturor. În timp ce vinul roșu sau rosé este preferat în cercuri mai restrânse, de obicei în familie, cuplu, de ce serii romantice atunci vinul vrea mai aproape de noi. Dar cum vorbim despre evenimente, și văd aici o mare masă de tot, nu ne gândim la vinul la rote și pizza și alte prieteni, dar putem să-l alăturăm și pe la consumul respectiv. 69% este preferat vinul românesc, în defavoarea celui produs în alte țări, 31%. Sincer, când am văzut proporțiile astea, sunt cel mai speriat. Mă gândeam că de departe vinul românesc este cel care domină și este mult mai ridicat deasupra acestei bariere de 69%, să spunem 70%. E bine, nu, avem și foarte multe importuri și surprinzător spun asta, deoarece România nu are un export dezvoltat, concret în afară în jur de 3 până la 7%, că nu sunt foarte bine stabilite aceste valori. Și în concluzie, să atunci pe cap de consecință nu se folosește cuvântul ăsta în ultima perioadă sau în proporția asta, ca ce producem aici, aici avem. Surprinzător sau nu, avem o mare masă de vinuri de import care se consumă. 30% este un procent destul de important pentru piața românească. Nu consumatorii de vin, pe lângă alte bariere legate de gust, în loc de sănătate, menționează, vedeți, aveți acolo niște procente. La cumpărare avem un vin împuteriat, bineînțeles, poziționează hipermarketul, supermarketul și pe primul loc. Și surprinzător, bine, pentru mine nu este surprinzător, îmi place să merg în magazin, indiferent de natura, că sunt mai mari sau mai mici, să mă duc unde este acel raft de vinuri și pur și simplu să privesc la spectacul achiziției unui vin. Și o să vedeți, dacă vin un nou pe doamnă și se apropie de raft acolo, el vrea să pună mâna pe sticlă și au venit spate. Ia de la să vedem să pot să dau și un pahar. Achiziția, de fapt, se întâmplă în rândul femeilor, este procentul mult mai ridicat, ele iau decizia surprinzător la achiziția vinului, restaurantul 40%. Bineînțeles, avem magazine de specialitate, cramele sunt preferate în proporție de 34% în special pentru bărbați. Bărbații, bineînțeles, se dau mai mult sector, merg să fac achiziția de la cramă, dacă se poate de la producător, dar în cazul de față vorbim de magazine de specialitate. Bine, în mod firesc, un restaurant, decizia trebuie să aparțină celui care ordonează masa, și în special dacă mergem în urmă la restaurant, prețul se potrivește sau să alegem noi bani, la sesul ieri, la felul vreau, spunem că noi mă iargă, să pe un vin mai vigoros, roșu, să fie așa, bar, bar, pozeu, până la urmă tendințe la moda, dar în ultima perioadă, din câte am constatat, bariera asta în timpul lor a fost depășită bine. Consumul în general a fost, și știți bine,
organizat numai pe când eram foarte tânăr, eram convins că portocalele se cochea, da? Pentru că sunt portocalele, se vorbim asigură la problema aceea, așa era o vreme, dar acum nu se mai pune problema, avem din toate părțile tot felul de alimente prezente. Prețul, care este un segment important, și să vedem câți la urmării pe preț, este făcut acolo o medie, la stipa de 0,75 achiziunată din magazin Covid de 19,5 luni, este vorba de un preț mediu făcut în cercetare pe, pe un anumit număr de indivizi, iar pentru același produs, în restaurant, consumatorii nu dau, să-i spun, 35 de lei pe sticlă în Horeca. Ceea ce este un lucru fals, că până la urmă pe cine îi ține. E foarte greu să găsești o sticlă de vin, dar nu e imposibil, poate la carafă, să găsești un gen de imperial la 35 de lei. Și aici avem o primă constatare, nu prea sunt dispus să dăm vin, bani pe vin în un restaurant. Și vă spuneam că de meserie sunt cărciumat, dăm vina pe cărciumat, orică este a două sunt foarte mare, dar în spatele acestor acolo stau niște regii, sunt niște cheltuieli acolo și bineînțeles că și pe o logică în, toată această poveste, adevărul este pe undeva pe la mijloc și cert este că de aici și plecat de partajarea, ca să punem primul punct pe ei, între ceea ce înseamnă vin de liter și vin de Horeca. Vedeți, dacă eu merg în magazin și găsesc X vin, care văd sigur pe raft acolo și costă 20 de lei, să spun, și merg seara la restaurant și văd același vin, recunosc eticheta și văd peste 80 de lei, încep să însemne de întrebare. De fapt, care este valoarea reală a acelui vin? De aici apoi și de partajare, dorința de a avea altfel de vinuri în restaurant față de vinurile din litere, etichetele comune. Se încearcă să se facă această departajare. Trebuie să spunem că noi, în fel sau altul, suntem chiar la, început și mi-am aminte de, mă rog, un prieten care a fost în listă în Germania, lucrat pentru un mare distribuitor de, vinuri și, mă rog, a listat pe câteva rețete de hipermarketuri și fiind însoțit și de doi producători zonari, zice, bun, am văzut vinul vostru aici, zice, și ce restaurante, că era în zona Düsseldorf, în ce restaurante aveți vinurile? Și s-a spus, păi că unde să știm noi în ce restaurante aveți vinat și voi nu sunteți producători, nu știți în ce restaurante? Și a spus, simplu, ce mai rău, nu să facem un vin bun, de aici, intră în anumite rețete de distribuție, de vânzare și așa mai departe și lucrurile, din punctul nostru de vedere, sunt simplificate. Concret, producătorul trebuie să facă un vin și ceilalți să-l achiziționeze și să-l vândă la rândul lor. Așa funcționează, de exemplu, în Franța, așa funcționează în Germania, în Italia, de sute de ani, putea spune, prin acei vestiți negociați. Partea asta cu departajarea din retail, din Horeca, este pentru noi oarecum destul de nou. Și la dăm timp înapoi, nu cu foarte mult timp, ci vă aduceți cu siguranță aminte, cu, nu zic cu 10 ani, dar zic cu 15 ani, la ce vinuri erau pe listă de restaurante, același care erau și în interne. Peste tot avea, bineînțeles, și pe Munisa. Este bine, este un vin care în continuare merită toată atenția, am spus o casă, un fatal, și la mea după aceea intrau și altele în această evaluație a listelor de restaurante. Erau practic aceleași vinuri care găseam și în Horeca și în nou născutul Litei. Dacă ne îndepărtăm și mai mult în timp, mă rog, n-aș vrea neapărat să ajungă în epocaia comunistă uitată, atunci nu prea aveai referință, pentru că nu prea aveai ce să alegi. Eu mi-am gândit, mă rog, cu postagia mea, mi-am gândit că era tânăr pe vremea și e frumos o pieșină. Am prins câteva zile înainte de Revoluție, eram într-un restaurant în Ploiești, Ploiești sunt din Ploiești, și, bineînțeles, ospătarul mi-a dus foarte clar în lista de meniu al restaurantului, era un restaurant deschis de restaurantul Boulevard. Foarte multe lucruri nu aveam de ales acolo, era un vin roșu de colecție cu etichetă făcută la mașină, era grasa de cornar care era consumată pentru buzunarul noastră, și acum vin era 98 de lei și sub era doar în probleme. Și, bineînțeles, am ales ceva mai simplu, adică o șampanie centenar. Bineînțeles, nu era o șampanie, era un vin spumant cu
urmă și asociat de ce trebuie să vă spun, am asociat unii cu preparat de pistă care era la aceea în ședință de Paris, care se avea și o asociere foarte bună, dar era un pistă de dea și toată la joc. Vedeți, de unde am plecat și unde am ajuns și cum sunt diferențele astea, cum se mișcă la piața și cum are o evoluție în timp. Revin, avem în ultima perioadă un rol destul de crescut al consumatorului român pentru produsele ecologice. Din unele studii se spune că 65%, dar aici am vorbit, n-am vrut să intru mai multe să mă încarc cu multe detalii, dar vorbim de un consumator cu venituri peste medie și o anumită educație, trebuie să recunoaște, care are grijă de propria sănătate și atunci simte produse către aceste produse ecologice, se spune 65%. Asta mi-a plăcut foarte mult și am lăsat acolo. Rolul somelierului este pe procent destul de mare, 57% în restaurante, iar importanța procesului decizional Horeca, în special pentru femei. Se pare domnilor că a fi somelier este la mod așa și mai bine în momentul în care ajunge în fața doamnelor în restaurant. Și aici vreau să pun punctul pe ei și să spun că este cumva ca și în caragiale, există, dar lipsește de desăvârșire, de suplinta nu este, pentru că nu prea întâlnesc somelierii restaurantele noastre, nu întâlnesc acei povestitori, sfătuitori care trebuie să-ți dau relații despre vinul respectiv, ce să alegi, cu ce să asociezi preparatul respectiv. Vinul casei, și când mă refer la vinul casei, și aici trebuie să fac o paranteză, este oarecum părea mai greșit înțeles care e vinul casei. Noi alegem de obicei un vin al casei ăla cel mai ieftin, îl punem, achiziționăm la packing box, de la pentru e mai greu, punem în carafe și spunem că ăla este vinul casei. Și întotdeauna m-am gândit, dom'le, dacă ai o casă asta, te reprezintă pe tine, adică ăla cel mai ieftin, cel mai cheap, cel mai, hai să spunem, ordinar vin, ăla este la zonul casei tale, dar până la urmă vinul la carafe are un consum destul de important și este reprezentativ pentru locațiile Horeca din rând 72% la decizie la consum. Concret, vorbim de consum de vin românesc 69%, mai degrabă bărbații, ca și target, ca și țintă, avem peste 40 de ani, educație medie, medie și peste medie, și avem o discriminare scăzută din punct de vedere al venitului, țintă ca și idee din aceste consumuri către cei cu venituri medii și mici. Consumul vin din alte țări 31%, mai degrabă femeile, vedeți, e mai interesant așa, doamnele zic la românesc, dar și la modul ăla franțuzesc, italian, să vedem cum e, cum e trend mondial, să avem, să experimentăm de ce nu. Și ar fac o mică paranteză aici, în ultima perioadă, de ce nu datorită deschidere și mai ales datorită posibilității de a cerca foarte mult prin Europa special, putem să avem această metodă comparativă. Până la urmă, înainte cu ce compara? Nimic. Era un cerc închis și ne puteam în mijlocul acestui cerc. Am apoi să merg cu alte țări, să compar, să înțeleg cum este gustul lui, nu știu, Sauvignon Blanc din acea țară, din Franța, să spunem, comparativ cu gustul lui Sauvignon Blanc din de la noi, dar mai ales, vorbind de un aliment, pot să compar acest lucru pur și simplu achiziționând produsul dintr-un magazin. Tineri vârstă medie, merg pe 18-40, vedeți, sunt în zona experimentală față de targetul de peste 40 de ani, tinerii femei își doresc să experimenteze, să încerce și altceva, și mă refer la cea la consum de vin din alte țări. Educația superioară a fost importantă, pentru că și acolo vine mai mult curajul experimental, veniturile medii și ridicate, 3.600 de lei pentru român. Cred că asta e deja de alegere asta, nu? Cu veniturile mai ridicate așa, nu face politică, nu? Da, concurnează, să zicem. Și bineînțeles, tendința este mai degrabă să consumăm în afara casei și când mă refer în afara casei, când mă refer la vinul care a fost achiziționat din corect, din interior, din magazin, pur și simplu doresc să-l achiziționez într-un
echipă sau să dau un nou vinul acela și trebuie să am grijă la ceea ce achiziționez. Femeile achiziționează din material cu precădere din hipermarket, supermarket, bărbații putea să consume și mai devreme dacă trage concursile pentru magazine specialitate, procedurile de aveți acolo, vinul este preferat și statistici arată continuare că albul de miset este pe departe în topul consumurilor de vin. La fel, vedeți pentru ce achiziționez vinul, rozeul roșu asociat cu situația de consum privat restrâns, am acolo cine intimă, masă în familie, stau și mă gândesc ce vin am, este ideal pentru aceste ocazii, pentru aceste situații. De prețuri am mai vorbit și, bineînțeles, este foarte important acest interes destul de crescut al consumatorului către vinul în general, dar mai ales către vinurile, trebuie să le spunem, curate. A fost de curând în București, mă rog, în cadrul unui târg de vinuri, vorbind de wine, un expozeu despre vinurile ecologice, bio și așa mai departe. Mă gândeam cât de interesant este moda, am ajuns să ne gândim la vinuri vegane, deci aici este deja foarte limba strictă, vegetal. Și discutam cu cineva, zic, doamne, dar vinul este până la urmă vegetal, e făcut din struguri, zice, nu chiar așa. Au venit tehnologii și au explicat, zice, vegetal, dar vedeți că să mai folosesc niște, mă rog, nu sunt desinteză chimică până la urmă, dar sunt niște elemente care vin acolo pentru plăirea vinului, pentru intimitate, nu se folosește ceva din origine animală și așa mai departe, deci tendințe, unde pun cum îl fac până la acea vestită agricultură biodinamică. Vinul poate fi atât consumat cu precădere în situații indoor, acasă, la restaurant, în egală măsură cu vinul la sticlă sau la roc și pahar. Și, bineînțeles, cei care consumă vinul interiat cu vocație corectă, 49% optează pentru vinul de case, femeile sfingere care fac achiziția. Sunt multe și situațiile care sunt foarte importante de etichete și, oricum, am dat, este destul de greu să descifrăm o... Spunea cineva la un moment dat, unde se trebuie și cu acum, unde se face o facultate, când ajungi în fața raftului și vezi 30-60 de etichete acolo, devii intimidat, interesat de toată această, cum să spun, acest tsunami de etichete. Și e greu de luat într-adevăr decizia și în urmă te duci tot pe preț, da? Depinde de ceea ce îți dorești din seara respectivă să consumi la cină, depinde de situație, de eveniment, de ce nu, și bineînțeles depinde și de revenirea la produsul pe care deja îl cunoști. Acum ani de zile, cum am tot într-un magazin sănătos, am și scris un articol pe tema asta, s-a numit vinul invisibil. Mă rog, veneam la servici dimineața, m-am ascultat, nu știu ce, la radio legat, că a făcut japonezii, nu știu ce minune, vin un om invisibil, este de genul ăsta, care m-a să vin. Și, mă rog, am ajuns în un direct restaurant, la poziționare era plecată, de la parcă am spus că mai nu știu ce vin, și a trebuit să mă duc la sâmbă spate limon, să iau ce aveai nevoie acolo la bar. Și în standul cu vin, vorba aceea, știți bine, cum arată orice magazin, pică vinul de pe greșit, pe care aia stângă în dreapta vinul, și erau doi domni, e adevărat, erau așa mai simpatic, nu plăca să zic așa, undeva, șoc, slab și un tonat simare la avea și spunea, unde este vin? Și mă, am zis, cum mai unde este vin? Mă gândeam, nu putea să uită vin, că vinul era stângă și îndreapta. Și tot întreba, unde este vin, unde este vin? De fapt, ei căutau un anumit sortiment de vinuri și nu-l vedea, eram undeva jos acolo, cu tipul era la asta, la pet, chestii și altă poveste. Deci, pentru ei, restul, deși erau sute de etichete acolo, vinul era invizibil. A fost și concluzia acelui articol în sensul vremea respectivă. De bine,
Ca o concluzie a celor spuse, am vrut să mă rog să vă mulțumesc foarte mult pentru foarte multe date statistice. Cred că ați observat în ultima perioadă un fel de, hai să spunem, nivel ofensiv al interiului, nu neapărat ofensivă împotriva Horeca, dar dorința de a veni cu produse pe un alt palier de calitate față de, să zic așa, calitatea linii de văd care a fost obișnuiți. Și bineînțeles că orice interior, mai ales interiorul mare, își dorește să aibă în portofoliu și anumite selecții de vinuri care să se plieze pe gustul nostru, pentru că dacă stăm să ne gândim, este logica lucru. Nu orice își permite să meargă la restaurant, mai așa să dea pe sticla aia de vin 200 de lei și dacă trebuie provocător sau mă rog, la locul de gustare, dar unde poți să crezi că nu mai restaurante găsiți în ăsta. Dar bine, eu mă duc în restaurant, îmi invită cineva sau când am obligație, nu am mă rapotez și atunci nu pot să beau vinul ăla cu desfânt. Și devine o necesitate, totuși unde găsești acest vin? Ia să vă spunem, doar în magazine specializate. Dar oare marele retail poate să devină sau nu specializat în această poveste? Și în ultima perioadă, să vedem destul de limpede, au început să devină specializați prin anumite alveole, să le spunem, indiferent cum sunt construite ele. Avem particularizat niște listelezi de vinul care pot fi găsit și în Horeca. Bine, pe de altă parte este destul de greu de înțeles, nu știu dacă avem prin sală, dacă avem și reprezentanțe în plus din Horeca, dar mulți uită, da? De exemplu, Servus este un cash and carry a originei care, până la urmă, aproviziona restaurantele. Bineînțeles, nu prea cumpărăm la Horeca vinurile din cash and carry, că se zice, domnule, ne aducem distribuitorul, să ne aducem producătorul, lasă un angajament, de plată la terne și așa mai departe, dar acum deschiderile sunt destul de mari și concluzia este că poți să achiziționezi vinurile, anumite vinuri, bineînțeles, fără probleme și din interiul mare, fără să te gândești că îți faci acolo să dai o lună de zile dacă vrei să vei un vin. Ia, și spune cuvântul și acum, dar sunt situații în care te obligă, să spun, social, convențional. Că dacă te duci cu șeful la restaurant, ai ce să faci, că îți dai și o sticlă de vin așa, nu poți să-i faci pe părinte pe cel mai ieftin. Dacă îi zic la un nașul și îi faci ziua, trebuie să știi cu ce să te duci acolo, să-i dai cadou. Și vedeți lucrurile astea întotdeauna dezechilibrează bugetele personale și de ce nu ne dezechilibrează cu noi în înțelegerea produsului. Întâmplător am vrut să degustăm împreună, ca să avem și exemplu, îmi place mie să zic și o pe chestia asta, să înțelegem că este o relație personală cu ele și cred că deja s-a trezit vinul, am pus apeți totuși un pahar de vin în față în Sauvignon. Sunt vinul din selecția Servus, să închei cu slide-ul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult povestea asta, nu știu de bine se vede, că vine luna cadourilor și mi-a plăcut, așa am pus-o mai funny, așa, el și a pus cadou 4 litri de vin. Până la urmă e luna cadou, și așa interpretăm ca atare. Nu asta era ideea și bineînțeles trebuie să fim cam și să consumăm vin. Concret, am ales 4 vinuri împreună cu prietenii mei de la Sărbă și aici ar trebui să facem un avocat și poate știți sau nu ce prețez de aici. Sărbăscu are o densitate destul de mare de sumerie, de iubitor de vin și despre sumerie, sumerie cu diplom, pentru că acum câteva luni am avut aici un curs de sumerie și o prezență destul de bogată celor de la Sărbăscu. Și lucrul ăsta a venit din dorința de a înțelege de ce nu mai bine vinul și de a se apropia mai mult de produs. Pentru că vedeți ca și în restaurant, ca și în magazin, până la urmă, toți avem nevoie de spate. Mergem și acum e produsul respectiv. Vedeți, dacă am dus vremea, nu pot să uit, eu totdeauna am urmărit, pe aia am fost foarte slab, acum am mai împlinit să zic așa, și am venit că mergeam, mă, că hai, că dai, nu văd că erau bune și alea. Băi, dar ce bine vă stă, băi, nu te sfătui tu, băi, ai nevoie. Ai nevoie de ceva onest, să-ți dea un produs totuși pe, de ce nu mai vorbesc de consumat, dar cumva pe gustul
Sutoși, dar aici putem să lucrăm ușor, ușor și la partea asta psihologică, să înțelegem ce vrea clientul. Mai cum să înțelegi ceea ce vrea clientul, dacă nu ai și puțin expertiză în zona vinului respectiv, pentru că trebuie să-i oferi până la urmă ceea ce își dorește. Revin, prima probă de vin este din selecția Selgros și când spun selecția Selgros, nu mă refer la marea selecție Selgros, ci mă refer la această mică reclamă. Această mică reclamă care este pusă pe anumite vinuri în magazin. Au fost, în general, găsim tipul acesta, să spunem așa, pe importul, nu? Probabil. Și a fost o selecție a celor de la Selgros, în negociere directă cu niște parteneri străini, să aducă vinurile de import sunt plătoare de mai multe taxe decât vinurile interne, bineînțeles, și și-au dorit să aibă niște vinuri bune la prețuri corecte în magazin. În momentul în care merge și vedeți aceste etichete puse pe sticlă, selecția Selgros înseamnă că au fost negociate direct, au fost degustate și, până la urmă, concluzia a fost că este bine să le avem în magazin. Este un Sauvignon Blanc care vine dintr-o țară destul de îndepărtată, acum se poate, vine din Chile, din jumătate de Pomor, corect? Da, cred că putem să punem și restul vinului, să le avem de pe pahar. Mă rog, între timp, dacă sunt întrebări legate de ceea ce am discutat mai devreme. Da, mă rog. Eu înțeleg prin magazin specializat de vin ca și o vânzare asistată. Adică când intru să cumpăr o sticlă de vin, pot să mi se recomande sau am avizul unui om care se pricepe. Estimați că în cazul de față Selgros va fi aceste magazine specializate și cu vânzare asistată? Da, au și început, nu mă refer strict la Selgros, dar vă dau un exemplu din ceea ce fac eu de zi cu zi. Printre altele, am o școală de somelier, dar am o agenție de somelier, care a început să fie foarte solicitată în ultima perioadă. Este greu pentru un retailer și destul de dificil la acest moment să-și angajeze somelier să stea pur și simplu a stat cu vinul zi de zi acolo și sincer ar fi și destul de dificil, dar probabil ați observat în ultima perioadă sunt somelieri, fie că vorbim, nu iau cazul de față, Selgros, putem să vorbim și de, nu știu, de Mega Image, de multe alte magazine, dar nu neapărat sunt specializate și au acești, hai să spun, să spun așa, acești experți la RAF. Cred că încă nu a venit timpul neapărat să avem la nivel de retailer un specialist omniprezent acolo să fie tot timpul, dar din când în când este bine să avem această expertiză. Am nici nu știu dacă este de bine sau nu, probabil vedeți totul să reduce la bani. Scos banii la care nu somelier cu timpul acolo, păi nu întotdeauna scos banii și atunci și producătorul care își vinde vinul pentru intermediul magazinului și magazinul propriu zis, face anumite acreme, să aibă prezent un specialist la stand în preajma sărbătorului, în sărbătoarea timpului, când se organizează de zonele acestea care apropie mai mult, pentru că altfel a devenit inutil și a ridicat niște posturi anormale. Da, știu și mie mi-ar place să vin, așa cum un domn să mă vin prin magazin, să vină specialistul să-mi spună cum vrește despre vin respectiv, dar cred că încă nu a venit momentul. Mi-ar plăcea, dar încă nu a venit momentul. De însă, cu magazin din, cu magazin specializat de care pomeneați, este mult mai simplu, mult mai ușor. Acolo ai găsit oamenii pătrați și este normal cel care vinde vinul să aibă și o experiență în spate. Dar idee, în continuare rămâne prețul și de ce nu contra eticheta care spune ne oferă foarte multe informații despre vin. Oricum, revin și mă bucur că a spus această întrebare. Am trecut de la povestea aia centricului făcut domnișoară frumoasă, că nu mi-ar place să fie oferit un pahar de vin de către o domnișoară frumoasă care trece, dar este bine să ai totuși un om care să-ți dea și câteva cuvinte, câteva povești neapărat, două, trei
publice despre vinul respectiv și atunci trebuie să fie într-un fel sau altul socializat. Și la fel de important, ține și de standard, dau un exemplu. Degeaba mă apuc eu să fac setul, nu știu cum să zic așa, să iau un greu din induză din curs de venie și stau acolo la lar și ofer un pahar de plastic consumatorul și explic ce culoare minunată are, ce bărche, ce aromă, ce nebunie. Deci aici sunt niște chestii care se fac cap în cap și mai avem de lucrat puțin la ea. Organitatea este destul de dificilă, adică trebuie să ai totuși o logistică să faci și poveștile acestea. Am întrebat, dacă am și... Nu? Logica pentru care am ales împreună cu cei de la Serverless Minimal a fost să arătăm că se poate, în ce sens, un vin care vine din Chile, spuneam, de foarte de departe, poate știți sau nu, dar ei au anotip diferit de culegere ca vinbă. În practică, la noi este eu ce e culeg via deja și ai avantajul de ce nu poți să ai în toamnă, când la noi la veste culeg scopul, poți să ai, dacă vine din Chile sau din Noua Zeelandă sau din Australia, poți să ai un vin din record acelui an și poate să fie un plus la vânzare pentru șurugii, pentru poveste. Am ales acest Sauvignon Blanc pentru că este, după părerea mea, unul clasic. Prețul este calculat și prețul este, aveți comparativ așa, 30 de lei și 11 bani, îmi place chestia asta. Dar știți bine că sunt acolo, este o întreagă aplicație care ne așa de prețul în spate. Clasic Sauvignon Blanc, ieșit cumva din tiparul ăla de lume veche, floral, suc, toate poveștile. Este adevărat, deși vorbim de 2013 și mai ales vine din Chile, am putea spune chiar 2012, dacă dăm așa timpul mai mult. El s-a păstrat foarte bine, are prospețime și este la fel foarte important și în păstrarea vinurile în rafturi, pentru că tot normal, Horeca se presupune că le ținem în frigidere, că avem pivnițe, că, mă rog, totul e așa foarte organizat. E bine, din păcate, nici în restaurant nu este chiar așa. În literul este destul de greu, dar în ultima perioadă, cred că ați observat că animalele în care se țin vinurile au început să fie ușor mai specializate. Acum câțiva ani de zile se dau din, nu se spune numărul, pe contra eticheta se păstrava de pe altura de și a trecut acolo un număr de grade. Consecința a fost că a fost scos din lanțul respectiv de retail, un lanț foarte mare, pentru că a spus și noi, noi nu putem să ne asigurăm condițiile astea, dacă stăm să ne gândim de chiresc. Carne stă la o temperatură, o să vârstă pe carne de la 20 de grade, nu? Fructe stau la o temperatură, nu mai vorbesc pește, prezentul și așa mai departe. Fire și vinul trebuie să aibă o temperatură de condiționare, dar ceea ce este o mare problemă și mare în majoritatea producătorilor, nu știu dacă ca vinurile care se vând în restaurant să le aibă și în Horeca, tocmai datorită acestor amănunt de zi, pentru că nu sunt amănunte foarte importante de condiționare a vinului în poveste. Cel de-al doilea vin este de la o casă vestită. Mă cunoașteți pe domnul ăla care semnează mult, nu? Pe toți mari semnează, casa lui Sărescu. E chiar într-o întâlnire pe domnia sa, o întâlnire adevărată de convenință, așa pe 5 minute, foarte simpatic și nu mă simt soveria, de fapt era o întâlnire în jurul vinului. Mi-a spus prin pe vremea generală, ce guvernator era domnul Vasilescu și ne-a spus, zice, știți care este apropierea dintre vinul și mânci? Și zic, domnul guvernator, nu știu, zice, domnule, zice, ambele lucrează cu lichidități, prima are mai mult, noi nu prea mai avem început să-i criză atunci. E bine, eu spuneam despre vinul lui, zice, mai ușor să duci destinele bănci naționale în România decât să faci un vin bun. Ați înțeles că, în urmă, că-i trebuie un ecolog, vă rog, soții, am înțeles că se ocupă
5 ani din urmă, zic eu că au reușit să facă lucruri interesante acolo. Este o ediție limitată de roze, ceea ce aveți în favoare. 14.000 de sunt care au fost făcute și am un preț, am zice, pentru un roze destul de ridicat, 35 de lei, dar este acel vin, să este gândit pentru liter, este vinul de Coreia, nu întâmplător zona asta de preț este cel mai ridicat. Și dacă stăm să ne gândim, la 35, 99, 36 de lei, în orice altul, dacă tot la 90%, trebuie să găsim undeva la 70 de lei în restaurant, ceea ce, hai să zicem, ar fi un preț normal. Mai rău este că depășește bariera asta de 60-70 de lei pentru o roze. Secretul stă în folosirea celor proști selecționate care schimbă armamentul, nu mai avem
cu mai puțin sarcă, poți să obții mai mult alcool. Deci, care și diferența. Bine, specialiștii întotdeauna să vă spună că datorită păzirii globale, când mai mult sarcă sucure, mai mult sarcă e ca mai mult alcool, dar realitățile sunt undeva pe la mijloc. Și pentru că vă aduceți să minte, fiind așa caură și totul stă în post, trebuie să fiți zileriți, nu? Chiar am întrebat fără să fac o blasfemie, mă mai gândești, am întrebat un cunoștință în stare sau care se trebuie în Dâmbovița, zic, părinte, nu e cu vină, că se fac o meserie în asta e grea, că trebuie să dau la oameni să vezi, că în asta trăiesc că dau la oameni, că ești pe vină, și cum să fac când e post, când e post cu Paște, când e post cu Crăciunul, și în sens că am primit un răspuns destul de evaziv, așa. Zice, bune, nu e post cu Paște, îmi zice, ăla e post de amărăciune, așa, și de suferință, cu Domnul, dar zice, poți să vă ajungi în post la bucurie, așa, poți să treci peste cât de sticlă pătă, nu, nu, peste două, trei pahare poți să treci. Deci, fiind un post la bucurie, puteți și noi să fiți smeriți, dar în același timp să ne bucurăm de o smerenie, o smerenie care, după părerea mea, este unul din aminurile de darul ale României, este un asamblaj făcut în obiectia profundă, deci de la Tramul Prișor, din trei suri de stucuri, copii de șera, copii de picomar, de adevăratul sensul românești, și în spate, pentru că aceste două suri chimice din Franța, vine un suri german, Rolfelder, un stucuri de pus foarte închis la culoare, care, mă rog, care este identificat în sine, ai spune că n-ai vin în culoare, nu ai trece în verul neagră, care este intens, este culoare din acea Rolfelder. 2013, un an de producție, 35 volume alcoolice, în locul ridicului unui bunică și a dorit să facă foarte multe sticle, 13.105 a fost, asta nici nu și bazese un număr 9.460 de zice că au început să se încoisileze așa, să rămână mai puține ediție limitată. Vreau să pot să spun mai multe impresionat, care face să fiu smerit sau să fiu sau nu. Bine, mai am venit schimbă, deja sunt în contra toamnă, dar rămâne în postul Crăciunului, nu? Ia, vinul a fost, repetoare, cum a vrut să fie demonstrativ, pur să se înțelegem că putem să găsim vinul de calitate corectă și evite, este doar strict în această barieră, pur să neapărat greșit, dar este de mult este valiera artificială și sunt mulți reprezentanți ai producătorului aici, știți bine că totdeauna comercialul se confruntă acum cu partea de producție și spune domnule, da, dar vreți să vină că din până la urmă începe din vânzarea vinilor, din comisioane și așa mai departe, oricum să fiți dacă în restaurant vreți mai mult la 5 restaurante, să spună la un loc de sticlă, la o sticlă, la o sticlă și mă s-a spart. Și la mea de fel de domn. Cum să mai faci o valoare de bogată să mai scos pe un vin? Și atunci, ideea e bine totul să susțină produsul și în ce care am desfânt că pe zona asta am comentat o înțelege că se poate că am înțeles și pe zona asta. Atenție, nu credeți neapărat ca vinurile tot ce se găsește în restaurante să se găsească și în idei mai mare, vedeți pentru vinurile care sunt ținute în condiții optime, adică dacă Imperiul își organizează o zonă tratare, frigidere, rog și toate celelalte și sunt, deja s-au făcut în România, care, de exemplu, sunt o soare la Băneasa, nu? Mariaș, o asemenea zonă, o regulată, unde găsim vinurile de calitate corectă, să zic, organele exponenți, un pișor, la vino, la vin și sunt prezenți acolo cu vinurile de top, și fără nicio problemă, ca să înțelesc, vinul diferit decât cele care sunt prezentate în raftul clasic al magazinului. Chiar în poveri au avut imediat publicată în volumul de știință. Avinul a fost listat la Sebel, și avea fotografie tendențioasă, avinul, raftul acolo, dar nu era vorba de raftul comun de toate vinurile de sus. Și sigur era vinul din zona specială. Dacă se asigură condițiile, lucrul ăsta privedește că se poate. Până la urmă, să ne gândim de câte ori ne ducem la magazinul specializat să cumpărăm un vin, să avem de care de cadou, de ce nu ne aprovizionăm pe toată acasă pentru familie și vrea să dăm un vin bun, putem să luăm și din zona de vin, pentru că nu ne aprovizionăm, repet, să ne luăm magazin specializat sau la avem mai mult să
nu știu, dacă sunt întrebări, pare clar că stau la dispoziție. Da, și ele sunt deja create. O să dau exemplu din alte curs, exemplu Mega Imac, un proiect la care m-a spus să spun, am fost și un portaj și am creat în două consistori, Wine Gallery, deci magazin specializat de vinuri, clar cu aromă un magazin mai mare. Mega, dacă vreți, a venit la un moment dat un idol de la Bunească, deci în favoare de doar pentru zona aceasta. Bine, dar și sunt și plătești și încheierii mari, nu ai poșit să fii servos, pentru că până aici nu prea înțelege. Cui se adresează servosul și dispățământul? Se adresează specialistul, adică celui care este recunzător. În ultima vreme există în tratătură de zile, poți să mă duci și la cetățean de rând, ce v-ați dat și v-ați să fie. Dar în general, vreau să-și apreziuneze magazinele și rezervatul de special și care lucra în zonă. Și repet, servosul are, cum vă spuneam, la Băneasa, la zona specializată și la Iași, mai așa s-a mai făcut undeva. Și în Brașov, Timișoara, urmează patru, sper, nu? Așa, că să la Iași. Obligatoriu, nu trebuie să facem și aici. Deci, este o deschidere. Ele sunt prezente. Asta este întrebarea, nu lăsa că am văzut în mântul. Un calcul pentru eticheta respectivă cu prețul din restaurant și atunci nu mai e așa de ortodox. Da, da, faptul că nu o găsesc. Ca să vă audă și ce nu spune. Faptul că nu găsesc anumele eticheta, da, pornesc primul aerul care poate și altă preț. Și nu pot niciodată să-i face un preț de și vedem la anumele. De exemplu, smerenia, la servos o găsim cu 106 lei și 45 de bani. Nu știu exact, dar de la distribuitor nu o să o găsim la prețul ăsta. Cam la trebuie să ne gândim, vedeți noi, în spate de știi și eu că sunt specialiști, reprezentanți, producători, cărciumari, în place, cum să zic, oricare, prezenții să așa deții, mă aduce cum am zis să fim acuza și mai bine, da? Hai să spunem un preț de vânzare. Da, un preț de vânzare. Sincer și eu m-am pus de multe întrebare. Domnule, cine și-a dorit chestia asta? Să vă spunea, producătorului, pe restaurator, vă rog, pe corect, pe mâinii de vin, am plecat dintr-o dorință a pieței, că vedeți, revin la povestea, dacă eu fac vin și am sute de vin, grade de sticle și mai multe, dar trebuie să duc aceste deșeuri din urmă, trebuie să scap de urmă, ce soluție găsesc? Dacă rezolvatul există nu prea și mai multe dacă da. Știți bine, există taxe de listă care nu sunt apropo de normă și așa mai departe. Și într-o zonă și la urmesc deschiderea aplicată în urmă aplicată din zona ideilor care a eliminat acele taxe de la prin a fost un campanie jurnalistă și tot așa, dar ca în capului restaurant am mai rămas cu zica asta, încă se mai ține și dacă spun patru etichete cu tândai, este de genul ăsta. Repet, n-am un răspuns cu un greu, poate să-mi pare că mă învăță așa cu procedești, dar este o realitate, nu știu că nu te-am pune și cine nu este probabil din dorința de a sări, de primi. În cazul acesta... Nu spun că e corect. Da, în cazul acesta bănesc că restaurantul se vor orienta către crame mici și medii, și atunci vor căuta exclusivitate tocmai prin prisma prețului. Și se doar această exclusivitate și la anumit. Va forța imediat ca Horeca să se orienteze în altă zonă. Nu știu, nu vreau să fiu înțeles greșit sau invitați-vă să abonatele de acum. Și haideți să vedem, în plin că dacă nu se cer restaurante, pe câte liste mai apare și de. Eu ca să cum gama Horeca de sus, Maria Ana și atunci ceva. Vedeți cu orice punct să scapă. Practic, Horeca a eliminat partea de priviri, să zic, a dat afară. Vedeți, a fost un fel de cerc și, practic, Horeca s-a văzut bine, probabil. La un moment dat, lucrurile astea se vor
fapt asta așteptăm. Eu visez la un restaurant, să zic, să merg în restaurantul Is, ca afară, să vreau mai vinurile astea trei și am de trei strada, restaurantul cel mai se referă alte vinuri, cu altă societă regională și așa mai departe. Dar asta să ne gândim acolo, e normalitatea. Cred că mai avem de regla câteva lucruri. Ați văzut asta aici, că sunt foarte bucate, foarte dubioase, așa cum zice. E la început, totuși. Probabil se va așeza. Da. N-am vrut să plătesc nici pentru o parte, nici pentru o perioadă, decât am vrut să expun să vin în prezent și cum sunt porțile deschise pentru vin. Asta a fost sensul acestui, să spun, expozat. Vă mulțumesc și aveți și o mâncare. Am pregătit acolo? Aha, șeful e pregătit, nu? Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos pentru atenție, sper să nu fie zi foarte mult.